Salut! Astăzi mergem la Curtea de Argeș să cumpărăm stolon de căpșuni. Haideți împreună cu mine! Am ieșit de pe drumul național care duce spre Vidraru și suntem în localitatea, în drumul spre Cicănești. Un drum local. Am ajuns la pepinieră. Eventual, știți cum trebuie să puneți asta? Noi, vedeți, am pus acolo. Așa, o plantați și vedeți, trebuie să rămână mugurul central afară. Să rămână mugurul afară, am înțeles. Da? Și udat. Udat, clar. Deci, normal, vedeți, ia când o scoateți, are rădăcinile drepte. Tăiate și tăiat. Depinde cum... Trebuie să le fasoneze și rădăcinile un pic. Nu? Dacă n-aveți din ăsta, da. Le tăiați drepte. Da. Vedeți, le tăiați așa. Dacă aveți numai grijă. Să nu vă mai complicați cu ruptul. Am înțeles, la 3 degete. Da, da. Da. Să nu tăiați, să nu tai mugurile central. Dacă la asta mai nu mai bine, îl lăsați mai lung acolo. Îl lăsați mai lung, că oricum astea se usucă și se dispar. Da. Perfect. Tratamente ceva să le... Le fac. Deci dacă nu primăvara, cel puțin aici, pentru dumneavoastră, măcar să le dați un cuplu și o zeamă bordeleză. Zeamă bordeleză. Asta la, deci, la înfrunzire, nu? Da. Când încep să intre în vegetație, da. Deci pentru, e un fel de dezinfecție și iarăși... Să un fungicid ceva. Un fungicid și mai ales la floare, sunt foarte gustoase astea și avem o, cum să zic, o insectă nenorocită care retează fructul, retează floare. Rodul. Uitați, ar fi aici. Astea sunt, am niște... Dar văd că încă mai au rod, deci rodesc... Astea sunt alt soi. A, ăsta e soi remontant, nu? Nu, e un soi care face de două ori pe an. Vedeți cum e floarea? O retează, stă cu... are niște picărușe. Atât de frumoase, Adria, cu limușcă de... Stă aici, cu picioarele, și retează floarea. Și floarea pică jos. Și s-a terminat. S-a terminat, nu mai... Deci am luat dumneavoastră El Santa. El Santa, astea sunt vibrant, dacă vreți să gustați. Astea se fac foarte, foarte multe, vibrantul ăsta. Asta e gustul de fraș de pădure. Da, așa sunt acum, dar nu... Astea sunt mai bune decât astea. Dacă vreți, vă dau câțiva sfărâmși din ăștia. Eu să-ți ieși. Să nu împreunați. Tocmai. Am luat stolonii de căpșuni de la pepinieră din... Albești pământeni. Acum mergem acasă să-i punem în pământ. Așa cum ne-a sfătuit profesionistul nostru de la care am cumpărat stolonii de căpșuni, fasonăm rădăcinile și de asemenea frunzele. Astfel încât să rămână rădăcina și mugurele. A început să bată vântul destul de tare și sper să se audă. Deci cum facem fasonarea? Întâi, fasonăm rădăcinile. Am lăsat în jur de 5 cm de la bază. Iar acum, din mănunchiul de frunze, înlăturăm toate frunzele, cu excepția mugurului central. Dăm la o parte. Și aceasta.
și acesta. Mugurile central este acesta. Să căutăm una mai bună pentru exemplificare. Încă o dată. Deci, tăiem rădăcinile la 5 cm. Înlăturăm frunzele. Bun. Acesta este mugurile central. Care trebuie să rămână. Pentru ca planta să fie viabilă. Continui operațiunea până termin și acest al doilea colet. După care le vom pune în pământ. Am terminat de fasonat stolonii de căpșuni. Sunt gata, mergem să-i punem în pământ. Prima bucată de teren, primul sector, este curățat de buruian. Urmează al doilea sector. Am început plantarea stolonilor de căpșuni. Îi pun la o distanță de 40 de cm între plante. Și tot 40 de cm vor fi și între rânduri.
Am terminat de plantat primul răzor cu stoloni de căpșun. Am și udat. Acum urmează să-l pregătesc cel de-al doilea lot. Și a doua porțiune a fost pusă cu căpșuni. Până unde se vede umed. În total 220 de fire de căpșuni. Acum așteptăm ploile. Am terminat, în sfârșit. A fost o zi lungă și obositoare. Am reușit să plantez 225 de drajun de stolon de căpșuni. I-am udat și acum așteptăm ca natura să-și facă legea. Până la primăvară nu mai am nimic de făcut. Aștept ploile care se anunță săptămâna viitoare și sper ca un procent cât mai mare din aceste plântuțe de căpșun să se prindă, pentru ca la anul să rodească și să ne putem bucura împreună de minunățile naturii. Aștept cu nerăbdare să gust din aceste căpșuni, din soiul El Santa. Aștept cu nerăbdare să prepar un delicios gem, o delicioasă dulceață de căpșuni. Până atunci, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sănătate multă și aveți grijă de voi. Numai bine!